Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dragii mei, rămânem în picioare și vă invit să deschideți cuvântul în Matei, capitolul 2. Să citim cu respect cuvântul lui Dumnezeu pe care îl vom cerceta în această seară în vederea înțelegerii și practicării lui. Matei, capitolul 2, versetele de la 1 la 12. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, în această frumoasă seară de Crăciun, anul 2009, avem harul și bucuria să fim împreună și să ne închinăm lui Dumnezeu. Adevărul este că puteam să fim la spital, să fim bolnavi acasă sau să nu mai fim deloc, să primim la lui Dumnezeu care ne dă viață și își înnoiește bunătatea față de noi în fiecare dimineață, suntem aici. Suntem aici și la vârsta la care suntem, recunoaștem că tot ceea ce avem este de la Dumnezeu. Nu ne putem cumpăra nici măcar o secundă din viața noastră. Însă Dumnezeu ne dă zile în speranța că le vom trăi cu demnitate și în cunoștință de existența noastră. Așa cum aseară ne-am bucurat aici împreună, este o a doua seară pe care ne oferă Dumnezeu, și vrem să folosim timpul acesta cu toată responsabilitatea și cu tot discernământul, ca niște oameni care am plâns uneori în viață, am fost triști, alteori singuri, am fost în nevoi, în probleme, în necazuri, în boli, și am învățat din experiențele vieții să ne temem de Dumnezeu, să ne fie rușine de oameni și să ne corectăm viața că se întoarce Iisus. A spus că va veni și s-a ținut de cuvânt. A venit în cel mai neașteptat moment. A spus că va reveni și se va ține de cuvânt. Și așa cum spune în Biblie, se va întoarce sau va reveni în cel mai neașteptat moment. În seara aceasta am onoarea să stau în fața dumneavoastră în calitate de frate și de om al lui Dumnezeu, spunând cuvântul de predică din partea Domnului către fiecare dintre dumneavoastră. Am bucuria să vă salut cu ocazia aceasta și în numele Domnului, în numele dumneavoastră, să-i salutăm și pe frații și prietenii noștri care oriunde se află pe meridianele Pământului, prin intermediul internetului, sunt cu noi în această seară, unii chiar dincolo de miezul nopții, în Europa sau în alte locuri. Dumnezeu are în vedere fericirea noastră, mai mult decât noi înșine. Dumnezeu ne-a creat cu perspectiva fericirii. Noi înșine am avut un plan de mărirea acestei fericiri, de amplificarea ei, și am eșuat. Prin Adam, în grădina Edenului, Dumnezeu a încercat să corecteze planul lui Dumnezeu.
A vrut să-l corecteze prin faptul că a vrut să devină mai mult decât ceea ce Dumnezeu l-a lăsat să fie. Și Dumnezeu l-a pedepsit pentru păcatul și pentru neascultarea aceasta și pentru solidaritatea lui cu șarpele, cu diavolul. De atunci a început o istorie tristă pentru oameni. Uneori oamenii vin la pastor, la preoți și întreabă dacă există Dumnezeu. De ce suferă copiii în Africa? De ce sunt nedreptățiți oamenii nevinovați? De ce Dumnezeu permite copiii să moară de boli incurabile? De ce îngăduie să fie implicați în accidente și în tot felul de tragedii? De ce? Pentru simplu motiv că oamenii trăiesc separați de Dumnezeu, izolați de Dumnezeu. Oamenii îl confundă pe Dumnezeu cu religiile lor. Religii care s-au înființat acum 100 de ani, acum 1000 de ani sau acum 5000 de ani. Oamenii îl confundă pe Dumnezeu cu sistemele lor religioase, cărora le dau încrederea și inima lor. Dumnezeu însă nu este un sistem de reguli. Dumnezeu este o persoană. Dumnezeu este o persoană infinită, eternă, atotputernică, prezentă și cunoscătoare și a avut capacitatea să creeze universul și să ne creeze pe noi. Însă Dumnezeu a văzut singurătatea noastră, dar și consecința modului de viață păcătos pe care oamenii îl trăiesc și atunci l-a trimis în lumea noastră la împlinirea vremii pe Hristos, pe Dumnezeu Fiul, în calitate de mântuitor și așa a luat naștere sărbătoarea Crăciunului. De fapt, sărbătoarea Crăciunului nu este altceva decât aniversarea întrupării, mai corect decât nașterii, întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. Nu facem altceva decât să ne aducem aminte că în zilele acestea, cu aproape 2000 de ani în urmă, s-a întrupat, s-a născut prin Fecioara Maria într-un graj din Betleem, în Iudeea, Mântuitorul Iisus Hristos. Și de fiecare dată, odată la un an, aniversăm, cinstim, ne aducem aminte, onorăm pe Domnul și nașterea Lui. Aș vrea în seara aceasta, fiindcă sunt cu dumneavoastră aici, să vorbesc despre mântuirea Crăciunului sau mai bine zis despre bucuria Crăciunului. Vreau să vorbesc despre bucuria Crăciunului, nu despre bucurie în sine. Pentru că bucuria pentru unii dintre dumneavoastră poate fi o stare de moment. Cineva este bucuros pentru că a luat un examen, pentru că și-a găsit un serviciu mai bun, pentru că a reușit să facă o afacere bună în intenția de a-și cumpăra o mașină nouă și așa mai departe. Însă omul e bucuros astăzi și mâine este trist. Aș vrea să vorbesc despre bucuria mântuirii, despre starea aceea de împăcare cu cerul și de împăcare sufletească care vine în urma siguranței că ești în mâna lui Dumnezeu, că ești mântuit de Dumnezeu. Oamenii, chiar dacă contestă Biblia, creștinismul, ei în inima lor știu că sunt vrășmași cu Dumnezeu și n-au siguranța mântuirii. Dacă îi întrebi, în noaptea aceasta dacă mori, unde îți va merge sufletul, în cer sau în iad? El spune, nu știu. Un om care nu știe unde locuiește, înseamnă că n-are casă. Un om care nu știe cum o cheamă pe soția lui, înseamnă că nu e însurat. Un om care nu știe dacă merge sau nu în cer, înseamnă că nu are nicio legătură cu stăpânul cerului. Un om mântuit este sigur că merge în cer. Un om căsătorit știe sigur cum o cheamă pe soția lui. Și un om care are undeva o casă, proprietate personală sau închiriată, știe sigur care este adresa acelei case. Dragii mei, privind în textul pe care l-am citit, aș vrea să desprindem gânduri de folos pentru viața noastră. Noi suntem adulți, am trecut prin multe experiențe și puțin câte puțin ne-am dumirit, ne-am dat seama de faptul că cele mai multe dintre visele tinereții au fost doar fantezii specifice vârstei. Am înțeles că viața este diferită de culoarea roz, așa cum ne-am imaginat în copilărie. Am înțeles că viața este o luptă, o luptă în primul rând cu noi, o luptă cu adversitățile, cu provocările, o luptă cu examenele pe care nu avem dreptul să le evităm. Și mai mult decât orice, este o luptă cu păcatul. Dumnezeu coboară în existența noastră și ne oferă asistența, ne oferă harul, ne oferă dragostea, însă marea noastră problemă este că avem rezerve serioase să acceptăm intervenția lui Dumnezeu. Uitați-vă în contextul Crăciunului, că Domnul Iisus a fost în mod fizic între oameni. Acum, la Crăciunul din 2009, e doar prin credință.
Nu există aici niciun prunc, niciun adult, nu-l vede nimeni pe Iisus, nici înfășat, nici în măreție. Noi prin credință onorăm Crăciunul, aniversăm Crăciunul, doar prin credință, crezând că este adevărat că cu 2000 de ani în urmă s-a întrupat. Crezând că este adevărat că s-a întrupat în mod miraculos prin Fecioară. Crezând că este adevărat că s-a întrupat într-un grajd între animale. Crezând că toate detaliile menționate în raportul Scripturii sunt reale, sunt autentice. Noi crezând și acceptând prin credință că toate aceste lucruri scrise în Biblie sunt reale, noi comemorăm Crăciunul și îl aniversăm în sensul că cinstim pe Hristos care a venit în lumea noastră. Numai că atunci el a fost în mod real, magii l-au văzut cu ochii lor, ciobanii l-au văzut, părinții lui l-au văzut și foarte mulți oameni l-au văzut. Și în ciuda faptului că l-au văzut, au avut rezerve serioase să se încreadă în el, cu atât mai mult noi care nu-l vedem cu ochii de carne. Și toată dovada existenței lui Dumnezeu pentru noi este credința noastră în raportul Bibliei. Cât de mare trebuie să fie această credință, să sfidăm necredința, să sfidăm pseudoștiința, să sfidăm toate batjocurile și disprețul și împotrivirea oamenilor care pun multă presiune pe conștiința noastră spunându-ne: nu-i bine să mergi la biserică, de unde ești tu sigur că există Dumnezeu? Nu-i bine să te pocăiești, de unde știi tu sigur că există rai și iad? Nu-i bine să-ți dedici viața lui Dumnezeu? De unde ești tu sigur că există Dumnezeu și diavolul? Și noi nu avem altceva decât dovada propriei noastre credințe în această carte care a schimbat milioane de oameni. Cartea aceasta, mesajul ei a bătut la ușa inimii mele cu mai bine de 20 de ani în urmă. Și atunci m-am gândit ca și Blaise Pascal odinioară, un renumit filozof și matematician, care atunci când a fost confruntat cu Evanghelia, cu mesajul Evangheliei, a spus următorul lucru: mă întorc la Dumnezeu. Și colegii lui de breaslă, adică colegii din anturajul lui, l-au disprețuit și au spus: dacă Biblia nu e adevărată, dacă Dumnezeu nu există, dacă iadul este doar o sperietoare ca oamenii să devină mai buni, ce faci? Și el a spus: dacă Biblia nu e adevărată, dacă Dumnezeu nu există, dacă iadul este ireal și eu totuși mă pocăiesc, nu pierd nimic, voi fi un soț mai bun, voi fi un tată mai bun, voi fi un om care am pace, crezând că mă protejează Dumnezeu, chiar dacă el nu există, și voi avea frică de cineva mai mare decât mine, care mă va ajuta să mă corectez, să fiu modest și să-mi echilibrez viața. Dar dacă Dumnezeu există, dacă Biblia e adevărată, dacă există iad, voi în mijlocul lui veți ajunge. Și omul acesta s-a pocăit având o singură dovadă: credința că Biblia este adevărată. Faptul că noi suntem aici confirmă credința din interiorul nostru. Noi nu am fi fost aici dacă nu credeam că Iisus Hristos s-a născut cu 2000 de ani în urmă și am fi venit în această seară aici ca să onorăm întruparea Lui pe planeta Pământ. Ei bine, din raportul Bibliei din Matei, capitolul 2, aș vrea, așa cum anticipam, să desprindem gânduri sănătoase pentru noi și în felul acesta să prindem la inimă. A venit vremea să ne confruntăm cu mesajul acesta și să ne întrebăm cât de real este el în viața noastră. Priviți, vă rog, că de undeva de departe din Orient, din răsărit, vin un grup de astrologi, oameni care interpretau mișcarea astrelor și îi dădea tot felul de semnificații care se manifestau în istorie. Și oamenii aceștia, ghidându-se după o stea care se mișca în mod neobișnuit, au făcut, așa cum a anticipat fratele David mai devreme, o călătorie lungă, s-au expus la tâlhăriile care erau foarte frecvente în vremea aceea, când siguranța prin poliție nu era așa de bine pusă la punct ca și astăzi, și au mers tocmai în Israel, la Ierusalim, cu un scop bine definit: să-l găsească pe împăratul care tocmai s-a născut, împăratul iudeilor. Și observați că oamenii aceștia au o bucurie deosebită și, privind la bucuria lor, ne întrebăm: cum au reușit oamenii aceștia să aibă o astfel de bucurie în timp ce noi
Trăim într-o vreme tehnologizată, conducem mașini puternice, locuim în cea mai puternică țară de pe globul pământesc, țara tuturor viselor, și totuși, uneori, avem de toate cu excepția bucuriei. Privind la textul acesta, înțelegem câteva lucruri. Bucuria unui om depinde de el. Pentru că Dumnezeu a făcut totul ca el să fie bucuros. Contextul Crăciunului este un eveniment care aduce bucurie în inimile unora, indiferență în inimile altora și amărăciune, tulburare, stres și îngrijorare în inimile celorlalți. Același eveniment oferă bucurie unei categorii de oameni, îi lasă reci și indiferenți pe alții, iar pe unii îi bagă în pământ de stres. Evenimentul nu-i diferit, e același. Dar numai că oamenii, raportându-se diferit la acest eveniment, reacționează diferit la el. Pentru magii aceștia care au venit la Ierusalim, evenimentul întrupării noului împărat a adus o imensă bucurie. Pentru împărat a adus tulburare și îngrijorare, iar pentru preoții cei mai de seamă și pentru mulți alții a adus o vinovată indiferență. Priviți cum cel puțin trei categorii de oameni se raportează diferit la același eveniment. Care dintre ei au avut dreptate? Dreptate au avut cei pe care îi aprobă Dumnezeul acestei sărbători. Primul lucru care a dat bucurie acestor oameni a fost căutarea lor. Crăciunul a fost pentru toți, nu doar pentru ei. Astăzi întruparea lui Iisus nu este doar pentru creștini, este și pentru musulmani, este și pentru hinduși și budiști, este și pentru confucialiști, atei, liber cugetători sau altceva. Însă oamenii aceștia n-au nicio intenție și nici cel mai mic interes pentru Domnul acestei sărbători. Ei nu-L caută pe Hristos și pretind că n-au nevoie de El. Pentru astfel de categorie de oameni nu există Crăciun și nu există împărat, în ciuda faptului că împăratul și Crăciunul sunt reale, dar ei se izolează de aceste sărbători și de împăratul lor. Ei nu au nevoie de Crăciun, ei au religia lor. Și uitați cum o simplă religie, o simplă ideologie, o simplă cultură te izolează de Dumnezeu. Oamenii aceștia L-au căutat pe Dumnezeu și căutându-L L-au găsit. Dumnezeu promite: cine caută, găsește. Cine nu caută, evident, nu găsește. În Luca, capitolul 8, versetul 48, în contextul în care un individ contemporan cu Domnul Iisus îl cheamă să meargă la el acasă pentru că copilul este pe moarte, Domnul Iisus îl urmează pe acest om cu intenția să-i facă bine. Erau foarte mulți oameni adunați acolo. Și când au ajuns la casa acestui om, s-a întâmplat un miracol chiar în curte. Adică, o femeie care avea o scurgere de sânge de foarte mulți ani s-a apropiat de Domnul Iisus prin partea din spate cu următoarea credință în inima lui, în inima ei: dacă mă ating de haina lui, mă vindec. Lucru care s-a și întâmplat. Însă Scriptura în contextul acesta face următoarea afirmație: cei care îl așteptau pe Hristos. Vreau să scot în relief că sunt oameni care îl așteaptă pe Dumnezeu și Dumnezeu răspunde așteptărilor. Sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu și Dumnezeu răspunde căutărilor. Și sunt oameni care nu-L așteaptă și nu-L caută și Dumnezeu le permite acestor oameni să nu-L caute și să nu-L aștepte. Sunt oameni care acum golesc o sticlă și scot dopul la următoarea sticlă și Dumnezeu le permite să facă asta. Sunt oameni chiar acum, în timp ce noi îl onorăm pe Domnul în sanctuar și cinstim faptul că ne-a iubit și a venit la noi să ne mântuiască, sunt oameni care trăiesc în păcate teribile. Sunt oameni care își înșeală tovarășul de viață și îl dezonorează pe Dumnezeu. Dumnezeu le permite asta pentru că Dumnezeu permite tuturor oamenilor în viața de pe pământ să trăiască cum vor. Cu această condiție că la sfârșitul existenței există un moment al evaluării și al judecății. Oamenii aceștia L-au găsit pe Dumnezeu pentru că L-au căutat.
Și căutarea a avut rod, găsirea lui Iisus. Și pentru faptul că l-au găsit, s-au bucurat. Cine nu-l caută, nu-l găsește din întâmplare. Dumnezeu nu e un portofel pierdut pe stradă. Dumnezeu nu e o umbrelă uitată în magazin. Dumnezeu este stăpânul universului. Pe El trebuie să-L cauți cu interes. Trebuie să ai un foc teribil în inimă. Trebuie să-L dorești. Trebuie să-L cauți din toată inima. În Etiopia exista un ministru de finanțe. El era famen. Și religia lui la un moment dat nu l-a mai satisfăcut. Meseria lui nu l-a mai satisfăcut. Posibilitățile lui nu l-au mai satisfăcut. Și omului acestuia i-a intrat în cap că trebuie să existe un Dumnezeu mai mare decât idolii ciopliți în piatră sau în lemn din țara lui. Și a auzit el că la Ierusalim există un templu unde se prezintă un Dumnezeu adevărat, nu făcut de om. Câtă nebunie să facă omul cu mâna lui un chip cioplit și apoi tot el să se închine la lucrarea mâinilor lui. Și să atribuie lucrului făcut de mâna lui divinitate. Omul acesta a auzit că se coboară acolo Dumnezeu care nu-i făcut de mână de om. Și care cu mâna lui l-a făcut pe om. Și a luat concediu și a luat un mijloc de transport modern al vremii și a luat un angajat doi ca să cârmuiască căruța aceea, carul acela, și a făcut o călătorie lungă, ca și imagini din Scriptură, până la Ierusalim. Au intrat în templu, dar așteptările au fost înșelate. A cumpărat însă o carte, cartea prorocului Isaia, una dintre cele 66 ale Bibliei, și s-a întors frustrat în inima lui că nu l-a întâlnit pe cel pe care a sperat să-l întâlnească. Îl căuta din inimă. Îl căuta sincer. Oameni buni, ăsta avea bani, era ministru de finanțe, avea poziție, avea tot ce își dorea în țara lui, avea faimă, avea bani pentru toți urmașii lui, dar în inimă a avut foc, foc pentru Dumnezeu, avea religiile lui mai multe decât noi toți la un loc, dar omul ăsta era om cu minte și a înțeles că nu de religie are nevoie, religia e invenția omului, a înțeles că are nevoie de Dumnezeu. Și s-a dus să-l caute, dar din nefericire nu l-a găsit. Și a cumpărat o carte, s-a urcat în căruță și a zis că se întoarce acasă. Însă în timp ce se întorcea acasă în car și citea în carte în speranța că i se va împlini dorul, l-a văzut Dumnezeu din ceruri. Și Dumnezeu a mobilizat îngeri și oameni ca să împlinească nevoia acestui om. Nu era evreu, dar era om. Și Dumnezeu a poruncit unui înger să meargă la un evanghelist cu numele Filip și să-i spună următoarea poruncă. Pe drumul spre Etiopia e un car, ajunge-l și vorbește-i celui care stă în car. Și Filip a ajuns carul și în car era un om. Și l-a întrebat, înțelegi ce citești? Omul s-a uitat la el și cu o modestie care nu-i specifică unui ministru, a recunoscut. Domnule, să citesc pot, ține de mine, să înțeleg nu pot, mă depășește. Am nevoie să mi se interpreteze scrierea sfântă că nu înțeleg. Și Biblia spune că s-a urcat omului Dumnezeu în car și nu l-a învățat să facă socotel mai bine. Nici nu l-a învățat cum să administreze mai bine Etiopia. Nici nu l-a învățat alte și alte lucruri din religia lui. Și Biblia spune următorul lucru, i-a vorbit de Iisus. De acest Iisus, oricine ești, ai nevoie să ți se vorbească ca să înțelegi cine este, pentru că tare mi-e teamă că ai o impresie greșită. Ai o impresie raportată la cultura din care vii, ai o impresie care nu este bazată pe carte. Cartea aceasta este cartea lui Dumnezeu. Când noi ne-am născut, ea era aici. Când Burebista și Mihai Viteazul s-au născut, ea era aici. Cartea aceasta este de la început, e mesajul iubirii lui Dumnezeu. Au încercat toți tiranii lumii să o distrugă, astăzi sunt toți mâncați de viermi în pământ. Însă cartea aceasta este neatinsă, nimeni n-a scos o literă din ea pentru că e păzită de puterea lui Dumnezeu. Pentru ca generațiile următoare, asemenea generației noastre, să aibă cartea și în carte să găsească mesajul infailibil, adică fără greșeală, al lui Dumnezeu, să-L creadă și să fie mântuiți.
Și în cartea aceasta Dumnezeu își deschide inima și ne spune cine este El. N-avem de unde să știm cine este Dumnezeu decât numai dacă citim Biblia. Dacă nu citim Biblia, Dumnezeu pentru noi este ce ne-a spus bunica. Însă trebuie să accepți că bunica dumitale e diferită de bunica mea. Și bunica mea mi-a spus ce a știut ea de la bunica ei, în timp ce bunica dumitale ți-a spus ce a știut ea de la bunica ei. Și mesajul celor două bunici nu se potrivește. La dumneata trebuie să te aplegi nu știu cum și trebuie să faci coliva așa și trebuie să duci parastasul așa și trebuie să faci așa, pentru că fiecare bunică știe în felul ei după tradiția orală. Dar această carte este aceeași. Dacă te duci pe altarul Bisericii Ortodoxe, e Biblia, aceeași Biblie. E tradusă de preotul Cornilescu. Dacă mergi pe altarul Bisericii Catolice, aceeași Biblie. Dacă mergi la evanghelici, aceeași Biblie, pentru că una singură există. Și Biblia aceasta spune despre Iisus. Oamenii aceștia l-au căutat pe Iisus și l-au găsit. Cine îl caută pe Iisus, îl găsește. Cine nu-l caută, nu-l găsește. Și nu vor fi deranjați de Iisus. Dumnezeu le permite acestor oameni să nu-l caute. Însă, ei vor avea o singură problemă. Nu vor fi mântuiți de Iisus, care i-ar fi mântuit dacă ei l-ar fi căutat. Aceasta e singura lor problemă. Și oamenii nemântuiți merg în iad. Aceasta este singura lor problemă, dar mă tem că este îngrozitor de mare. Mântuirea și bucuria mântuirii acestor oameni a fost posibilă pentru că acești oameni l-au căutat. Priviți, vă rog, la femeia sirofeniciană. Biblia ne prezintă o femeie care avea un copil bolnav și l-a căutat pe Iisus. Și în aparență Iisus i-a pus la încercare credința, respingând-o. Și i-a spus, nu stau de vorbă cu tine. Și femeia a insistat. Apoi el a tăcut, n-a mai băgat-o în seamă. Femeia a insistat, au venit ucenicii și au mijlocit, Doamne, strigă după noi, fă ceva. Și el a spus, eu nu-s trimis decât la oile pierdute a lui Israel. A venit femeia, Biblia ne spune că i s-a închinat și i-a spus, Doamne, ai milă de mine! Și Domnul, într-o ultimă încercare aparentă de a o respinge, în realitate de a-i pune la încercare credința, a spus, femeie, eu nu arunc pâinea la căței. Vă puteți pune puțin în pielea acestei femei? Să spună Dumnezeul pe care îl cauți, să te respingă în maniera aceasta? Nepoliticos, brutal, direct, să te compare cu un cățel? Femeia aceasta însă, plămădită în suferința pentru copilul care era pe moarte, în modestia și simplitatea ei, n-a primit ca pe o ofensă, ci ca pe o provocare, ca pe un examen. Și a spus, Doamne, înțeleg mesajul, nu merit nimic, nu-s evreică. Știu că ai venit la evrei, nu-s evreică. Eu sunt dintre dușmanii evreilor, dar sunt om. Și așa cum un stăpân, după ce mănâncă pâinea, strânge firimiturile și le aruncă la căței, te rog frumos, nu-ți cer pâine, îți cer firimituri. Când a auzit Iisus asta, a spus, o singură dată a spus treaba asta, femeie, mare îți este credința, du-te în pace, copilul tău este vindecat. O femeie care l-a căutat pe Iisus și a știut ce caută, nu s-a lăsat intimidată nici de tata, nici de soț. Astăzi sunt foarte mulți oameni care spun, aș vrea să mă pocăiesc, dar nu mă lasă soțul. Ascultă-mă, dar dacă vrei să-ți cumperi o rochie și soțul nu te lasă, ce faci? Noi amândoi știm ce faci. Sunt o grămadă de oameni, sunt copii care spun, m-aș pocăi, dar nu mă lasă tata. Nu te lasă tata. Atunci când nu vrem să facem un lucru, transferăm vinovăția asupra unei autorități, pretinzând că nu ne permite să ne pocăim. Această femeie a avut de înfruntat dificultăți serioase, dar pentru că a știut ce vrea, a căutat. Dacă cineva ar încerca să te oprească în timp ce fugi cu copilul la spital, ca leșinat, cine te-ar putea opri? Îmi povestea David că cu ceva luni în urmă, când Tabita a avut o criză de, soția lui a avut o criză de fiere, s-a dus cu cea mai mare viteză spre spital. N-a mai oprit la roșu, pentru că era frică că fiecare secundă e fatală pentru soția lui.
A spus, dacă poliția mă urmărește, nu mă opresc, mă duc la spital și acolo îi spun, omule, moare nevasta, lasă-mă să o dau pe mâna unui doctor și apoi vin și îți plătesc amenda dacă e nevoie, n-am ce face, e între viață și moarte soția mea, e o situație de excepție. De ce face asta? Pentru că știe ce vrea. Ascultă-mă, dragul meu, a fost frumos în seara asta aici pentru că am ascultat colinde, ne-am rugat lui Dumnezeu, ne-am îngăiat inima, însă putem pleca acasă lipsiți de bucuria mântuirii, doar pentru simplu motiv că nu vrem să-L căutăm pe Dumnezeu. Noi nu pentru asta am venit aici, noi am venit pentru o slujbă. Noi am venit doar pentru colinde. Cine a venit pentru Iisus va pleca cu El în inimă în această seară. Va pleca un om mântuit. Bucuria acestor oameni a fost posibilă deoarece au știut ce vor, L-au căutat pe Dumnezeu și pentru că L-au căutat pe Dumnezeu, L-au găsit. Al doilea lucru care a făcut posibilă bucuria mântuirilor este că s-au închinat lui Dumnezeu. Dumnezeu pretinde închinarea fiindcă este creator, pretinde închinarea fiindcă noi suntem creatură. Oamenii sunt tentați să se închine la șefi, să se închine la bani, să se închine la plăcere, să se închine la multe lucruri. Însă toată închinarea aceasta este numită idolatrie. Singura închinare permisă, dimpotrivă, necesară, dar și suficientă, este închinarea în fața lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că oamenii aceștia, magii, au intrat în încăperea aceea a grajdului, unde pruncul era înfășat și pus într-o iesle. Și primul lucru pe care l-au făcut este faptul că s-au închinat. Apoi i-au adus daruri. Primul lucru pe care l-au făcut este faptul că s-au închinat. Priviți, vă rog, că ei n-au așteptat nimic de la Iisus. Nu ne spune Biblia că au spus Mariei, roagă-te pentru noi. Nici nu ne spune Biblia că ar fi spus Mariei, știi ce, noi plecăm, că stăm departe. Dar când copilul ăsta se va face mare și va ajunge împărat, cum am înțeles noi că va ajunge împărat, să-i spui așa, copilule, tu când erai mic, cu 30 de ani în urmă, au venit la tine un grup de astrologi din răsărit. Binecuvintează-i pe oamenii acum, roagă-te pentru copiii lor. N-au pretins absolut nimic, singurul lor scop pentru care au venit a fost să se închine. Nu le-a trebuit nimic, nu le-a trebuit să se facă sănătoși, nu le-a trebuit să primească bani, dimpotrivă au dat bani. Nu le-au trebuit avantaje materiale, nu le-a trebuit binecuvântare să ajungă mari. Nu, absolut nimic, au venit doar să se închine. Să știți că sunt oameni care vin pentru alte motive. Biblia ne spune că împăratul a vrut să-L omoare pe Iisus, înțelegând că va fi un împărat în locul lui. Și istoria spune că au omorât aproximativ 30.000 de copii în vremea aceea, care aprecia el că e la vârsta la care ar putea fi Iisus și în felul acesta spera că unul dintre cei omorâți va fi Iisus și va scăpa de un concurent. Ei bine, el însă a vrut să pară un om religios, s-a îndreptat spre magi și le-a spus așa, și eu am de gând să mă închin. Mergeți și dacă îl găsiți, întoarceți-vă la mine și spuneți-mi unde e, pentru că și eu vreau să mă închin. Sunt oameni care se prefac că se închină, folosind această închinare prefăcută, ca pe o metodă să-și împlinească interesele lor meschine. Tot timpul religia a fost un mod de a câștiga inima oamenilor. Uitați-vă, nu vreau să dau exemplu doar România, ci uitați-vă în general la națiunile ieșite de sub, la țările ieșite de sub comunism. Oamenii ăștia care au făcut Ștefan Gheorghiu, oamenii ăștia care au spus că venim din maimuță și suntem copii de maimuță, oamenii ăștia dintr-o dată după 89 au devenit niște creștini veritabili. Au devenit niște predicatori, niște închinători. Nu pot să meargă la microfon să nu spune, așa să ne ajute Dumnezeu. Oamenii ăștia acum au învățat să pronunțe cuvântul Dumnezeu. Până atunci știau doar de Stalin, de Lenin, de Ceaușescu și de maimuță, de Darwin care le-a băgat în cap că nu există Dumnezeu. Ei, dintr-o dată după 89 și-au schimbat politica ca să slujească intereselor lor. Este asta omenie? Este asta cinste și demnitate? Oamenii tot timpul au folosit religia ca să manipuleze masele. Noi toți am vrea un președinte religios pentru că ne imaginăm că un președinte religios e un om bun,
e un om milos, dă legi bune, ține cu săracii, protejează populația, nu fură, nu minte, distruge compromisul din țară. Noi am vrea un astfel de om, pretinzând că un astfel de om este cinstit, este omenos, și am alege un astfel de om. Ei, ei știu treaba asta și spun așa să ne ajute Dumnezeu. Cine spune așa să ne ajute Dumnezeu? Doar oamenii religioși. Dar oamenii aceștia religioși, ieri, la Ștefan Gheorghiu, au spus altceva. Nu am nimic cu oamenii care au făcut Ștefan Gheorghiu, pentru că viața pe fiecare ne duce într-o anumită direcție. Vreau numai să spun că sunt oameni care se închină, nu cu scopul să se închine, ci sunt oameni care se închină cu scopul ca închinându-se să primească tot felul de beneficii materiale. Și aceasta nu este închinare. Eu nu am de unde să știu care îți este motivația când te închini, dar Dumnezeu știe asta. Eu nu mă închin pentru David, mă închin lângă David. Nu mă închin pentru Marian, mă închin alături de ei. Eu mă închin pentru Dumnezeu. Dumnezeu îmi cunoaște inima, pentru că El m-a creat. El știe ce motivație am atunci când mă închin și nu primește decât închinarea care este în exclusivitate a Lui, închinarea cărui motivație este aceasta, să fie Dumnezeu înălțat și glorificat, pentru că a Lui e împărăția, a Lui este slava și a Lui este gloria în veci. Lăudat să fie numele Domnului! Observați închinarea lui Anania și Safira. Biblia ne vorbește despre închinarea unei familii care au vrut să facă două lucruri într-unul. Știți dumneavoastră că s-a inventat șamponul doi într-unul? Adică e și șampon, este și, mai face și multe alte lucruri, înțepenește părul, îți moaie părul, are multe într-unul, face o grămadă de lucruri asta. Ei, știți dumneavoastră că nu numai șamponul este doi într-unul. Și oamenii aceștia au vrut și să se închine cu aceiași bani și să le rămână și lor. Închinându-se trebuia să-i dea lui Dumnezeu, rămânându-le lor trebuia să-i oprească. Și cum poți să faci două lucruri cu un lucru? Și atunci a spus așa, toți banii noi îi dăm Domnului. Dar nu i-a dat pe toți, a dat din toți. Și restul i-a băgat în buzunar. Ei aveau dreptul să oprească cât vor, dar nu mințind că îi dau pe toți. Și Dumnezeu îi spune lui Petru, du-te la ei și spune-le așa, închinarea voastră nu trece testul închinării. Dimpotrivă, veți fi pedepsiți că l-ați mințit pe Duhul Sfânt. Și dumneavoastră știți că în Faptele Apostolilor, a cincea carte din Noul Testament, Biblia ne spune că oamenii ăștia au fost omorâți de Dumnezeu. Atunci când venim la biserică, noi nu ne facem de lucru cu o statuie sau cu o pictură, noi ne facem de lucru cu Cel care a făcut cerurile și pământul, cu Cel care ne-a făcut pe noi, omul care este o complexitate încă nepătrunsă, cu acest Dumnezeu ne facem de lucru. El este stăpânul bisericii, El este creatorul nostru, El a trimis pe Fiul Său pentru ca să ne ofere soluție la starea, la problema de păcat în care suntem și ne-a oferit mântuirea prin Hristos. Ori noi, primind mântuirea, suntem bucuroși, dar în posesia acestei bucurii intrăm atunci când Îl căutăm pe Dumnezeu și atunci când ne închinăm lui Dumnezeu. Închinarea noastră nu este un gest. Închinarea noastră este expresia sentimentelor și gândurilor pe care le avem. Observați cum s-au închinat oamenii ăștia. S-au închinat și apoi au adus daruri. Apoi au adus daruri. Dar mai întâi a fost închinarea lor. Al treilea lucru care provoacă bucuria mântuirii pentru acest grup de astrologi venit din răsărit, experiență pe care noi o putem repeta, este faptul că această bucurie nu doar trebuie căutată, nu doar trebuie să ne predispună la închinare față de Dumnezeu, ci și trebuie să ne predispună la un anumit mod de viață. Sunt oameni care Îl caută pe Dumnezeu. Sunt oameni care vin în biserică și se închină, dar după ce pleacă din biserică, se comportă ca și înainte să vină în biserică. Faptul că au venit în biserică și s-a întâlnit cu Dumnezeu nu îi schimbă cu nimic. Dacă au obiceiul să mintă, mint și până să vină, mint și după ce se întorc. Dacă au obiceiul să consume alcool, consumă alcool și înainte să vină la biserică și după ce pleacă de la biserică. Dacă au obiceiul să fure, fură și până să vină la biserică, fură și după ce pleacă de la biserică. Concluzia e următoarea, venitul lor la biserică nu-i schimbă cu nimic. Să presupunem că avem un copil care face prostii. Și avem dovezi că face prostii, la școală sau într-un anumit anturaj.
Și îl chemăm pe copilul acesta și avem o discuție cu el. Și spune, măi, tată, tu știi că eu te iubesc, statul tău, te-am crescut și am să te iubesc oricum. Dar nu mă vreau să spun că modul tău de viață este rușinos pentru tine și pentru familia ta. Uite, vreau să îți spun următorul lucru. De data asta te iert, dar de astăzi înainte, dacă se mai repetă, eu te fac responsabil. O să te chem din nou și nu mai vorbim ca și acum. O să schimbăm puțin metoda. Nu mai imaginați-vă că acest copil, cum iese din casă, se duce din nou și face același lucru. Acum vă întreb pe dumneavoastră, cum l-ați privit pe copilul acesta, care orică vorbești cu el, orică nu vorbești cu el, tot acolo este. Orică îl mustri, orică nu-l mustri, orică îl înveți, orică nu-l înveți, orică îl ameninți, orică nu-l ameninți, tot acolo este. Nu ne așteptăm noi, după ce ai o întâlnire cu el, să se schimbe? Nu ne așteptăm noi, după ce ai o întâlnire cu el, să se corecteze, să se facă mai bun, să se îndrepte? Ba da. Cum să ne întâlnim noi cu Tatăl nostru care este în ceruri și să nu ne schimbăm nimic din comportamentele noastre greșite? Cum să nu ne spună nouă Dumnezeu să nu mai furi, să nu mai minți, să nu mai, să nu mai, să nu mai? N-auzim noi vocea Domnului? Nu ne întâlnim noi cu un Dumnezeu viu și adevărat? Nu ne întâlnim noi cu un Dumnezeu care urăște păcatul? Nu ne întâlnim noi cu un Dumnezeu care vrea să ne facă sfinți? Nu ne întâlnim noi cu un Dumnezeu care ne vrea neprihăniți? Nu ne întâlnim noi cu un Dumnezeu care vrea să fim asemenea chipului slavei Fiului Său? Adică să avem în noi neprihănirea pe care a avut-o Domnul? Ba da! Cum venim noi la biserică și plecăm aceiași oameni? Ne închinăm și închinarea noastră este gesturi, gesturi fără semnificație, gesturi fără profunzime, gesturi fără obligație, gesturi fără responsabilitate. Dacă am făcut un legământ cu Domnul, trebuie să ne ținem de cuvânt. Dumnezeu spune prin profet, dacă vă sunt tată, unde este cinstea de tată? Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima e departe de mine. Sunt aici astfel de oameni? Bucuria mântuirii trebuie căutată și cine caută o găsește. Bucuria mântuirii trebuie primită cu o atitudine de închinare, o închinare a inimii. Și bucuria mântuirii trebuie neapărat să provoace un nou mod de viață. Priviți, vă rog, la oamenii aceștia. După ce s-au închinat, au desfăcut pungile lor, săculeții lor și și-au manifestat față de Dumnezeu. În felul lor, în cultura lor, în concepția lor, și-au manifestat față de Dumnezeu înnoirea vieții. I-au adus aur, smirnă și tămâie. Este știut de fiecare dintre noi că aceste trei elemente, trei daruri, cu care ei au făcut dărnicie, cu care s-au închinat cu generozitate Domnului, au simboluri. Dar aceste simboluri demonstrează că în mintea lor există înțelegerea de Dumnezeu. Știți când m-am pocăit eu? M-am pocăit nu când m-a făcut mama, că atunci când m-a făcut mama nu știam nici cum mă cheamă, dar de fapt nici n-aveam nume. Și la un an de zile am început să spun mama, tata, un an de zile mi-a luat și dacă nu vă supărați și dumneavoastră la fel. Când aveam 21 de ani, am fost confruntat cu Evanghelia. Mi se părea că știu totul, și din Biblie și din afara Bibliei. Știam totul din Biblie, dar nu citisem Biblia în viața mea. Dar știam Biblia de la colegii din autobuz, de la colegii după tren, de la colegii de la școală, mai mi-a spus bunica că Dumnezeu iartă 74 de păcate. E, toate aceste bârfe le-am pus la un loc și am făcut din ele Evanghelia mea. Dar într-o zi Dumnezeu mi-a călăuzit pașii într-o biserică. Și atunci un om, un pastor a deschis Biblia și a predicat din Biblie. M-am cutremurat, pentru că mi-am dat seama că toată cunoștința mea de religie nu se potrivește cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Și am avut de ales, țin la zestrea mea tradițional religioasă sau țin la reperul lui Dumnezeu cu care a schimbat o lume întreagă. Și am acceptat că nu eu, ci Dumnezeu are dreptate. Am primit mesajul Bibliei, acceptând că sunt un om care am greșit în viață și am păcătuit, am nevoie de iertarea lui Dumnezeu pentru că nu vreau să merg în iad. Oamenii aceștia, închinându-se, au acceptat câteva lucruri. Dând smirnă, au acceptat că Iisus este profet și au înțeles ce este asta.
Dând tămâie, au acceptat că Iisus este preot, face oficiu de preot și au înțeles ce înseamnă asta. Și dând aur, au acceptat că Iisus este domn, este rege. Și atunci au primit această autoritate a lui de rege. Dragii mei, este ușor să ne închinăm, este ușor să facem dărnicie, este ușor să schimbăm anumite lucruri în viața noastră, dar vreau să vă întreb, înțelegem noi slujba lui Iisus de mare preot? Slujba marelui preot era să meargă în altar și să aducă o jertfă animală în baza căreia era iertat păcatul omului. Și Iisus Hristos a venit ca și miel de jertfă, o dată pentru întotdeauna, ca să nu mai fie nevoie oamenii să vină la biserică cu jertfe, cu miei. La templu oamenii mergeau cu miei, omora mielul și în baza sângelui și a vieții acelui miel, el era iertat prin faptul că Dumnezeu transfera asupra lui mielul acela omorât. Asta spune tot Vechiul Testament. De aceea lui Iisus îi se spune mielul lui Dumnezeu, pentru că el a fost adus ca jertfă, el a devenit marele nostru preot. Când cineva îl acceptă pe Hristos ca pe marele preot, uitați ce înseamnă asta. Acceptă omul că este păcătos, acceptă faptul că are nevoie de iertare, acceptă faptul că Iisus are capacitatea să ierte și omul acesta îl primește în inima lui ca împreună cu Iisus să vină și iertarea lui Dumnezeu. E, magii aceștia când au adus tămâie, ei asta au spus: noi acceptăm slujba acestui prunc care va deveni mântuitorul, acceptăm slujba lui și mijlocirea lui și îndreptățirea și justificarea lui pentru noi. Apoi au adus smirnă. Smirna este simbolul profeției, al descoperirii, al cunoașterii voiei lui Dumnezeu. Noi trebuie să acceptăm că cei mai mulți dintre noi ce știm despre Dumnezeu știm de la bunica sau știm de la predicatori. Puțini oameni cunosc Biblia din Biblie. Pentru că e mai tentant să citești nu știu ce roman decât să citești Biblia. În primul rând pentru că sunt o grămadă de prejudecăți cu privire la Biblie. În al doilea rând, pentru că e o carte greu de înțeles și trebuie o voință a memoriei deosebit de intensă și este mai lesne, adică mai ușor, să venim la biserică și să ascultăm ce spune preotul, să ascultăm ce spune predicatorul. Că spune bine sau rău, știe el, noi nu știm. Ei, Biblia n-a fost trimisă pentru preoți, Biblia a fost trimisă pentru oameni, pentru un om ca mine și pentru un om ca dumneata. Și Scriptura ne spune că era o localitate numită Berea, unde apostolul Pavel s-a dus să predice și oamenii aceștia, deși îl respectau pe apostolul Pavel și vedeau în el o autoritate apostolică, totuși, când mergeau acasă, deschideau Biblia să verifice dacă ce a spus Pavel în timpul predicii este autentic și este compatibil cu mesajul sfânt al lui Dumnezeu scris în Biblie. Pavel poate greși, spuneau ei, dar Biblia nu. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, este Crăciun 2009 și în această seară de Crăciun noi trebuie să ne întrebăm, scopul lui Dumnezeu când a venit în lume s-a împlinit cu mine? Știți de ce a venit El în lume? Ca să ierte pe păcătoși, să le dea viață veșnică și să-i ducă în împărăția lui Dumnezeu. Noi ne frământăm foarte tare că îmbătrânim. Și ce dacă îmbătrânim? E normal să îmbătrânim. Noi ne frământăm foarte tare că îmbătrânim, murim. Și ce dacă murim? E normal să murim, că cine se naște și moare. Dacă noi credem în viață veșnică, atunci care ne este problema? Că mergem de pe o viață pe care o trăim pe pământ, cu lacrimi, cu biluri, adică cu datorii și cu probleme, într-o viață unde nu mai există lacrimi și viața aceea e veșnică și e în prezența lui Dumnezeu. Și acolo nu mai sunt problemele și necazurile și frământările de pe pământ și responsabilitățile și apăsările. Știți de ce le e oamenilor frică de moarte? Pentru că ei știu că moartea înseamnă sfârșitul existenței. Pavel spunea următorul lucru, apostolul Pavel, el spunea următorul lucru: dacă mor, pentru mine este o fericire. Scap de toate adversitățile la care mă expune slujba, de toate bătăile pe care mi le administrează împăratul și logofeții lui, adică ofițerii lui. Dacă mă duc la Domnul, Domnul îmi va spune: vino rob bun și credincios și odihnește-te de toate ostenelile pe care le-ai făcut în cinstea numelui meu. Dar dacă Dumnezeu vrea să mai fiu în viață
Știu că vrea să fiu ca să servesc oamenilor, chemându-i la pocăință și la sfințenie. Un om al lui Dumnezeu, care are bucuria mântuirii în inimă, se teme doar de Dumnezeu. Este sigur că este iertat de păcatele lui. Se închină lui Dumnezeu și scopul lui major este să-și schimbe viața după modelul pe care l-a trimis Dumnezeu în lumea noastră în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Singuri este imposibil, pentru că noi avem o grămadă de automatisme care ne conduc. Oamenii nu se pot lăsa de țigări, nu se pot lăsa de alcool, nu se pot lăsa de obiceiul de a înjura sau alte și alte obiceiuri care au devenit reflex. Obiceiuri care îi obsedează, îi țin robi. Dar Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Văd în sala aceasta oameni care cu câțiva ani în urmă nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. A fost un moment în viața lor când au spus, eu vreau să mă împac cu Domnul. Vreau să-L primesc în inima mea pe Iisus ca Mântuitorul meu. Oamenii aceștia s-au pocăit de păcatele lor. Să te pocăiești înseamnă să te căiești de un lucru făcut rău. Să te căiești că ai păcătuit, că L-ai ofensat pe Dumnezeu și că ai trăit împotriva voinței Lui. El îți este stăpân. Dumnezeu ar putea să-ți oprească existența. Ar putea să-i spună inimii care îl întreabă de 70 de ori pe minut să mai bat și el îi spune da, odată să-i spună nu și-i destul. Nici o ambulanță din lume nu mai rezolvă problema. Dar Dumnezeu te iubește și vrea să-ți ierte păcatul, vrea să te mântuiască. Și Crăciunul acesta din 2009 să nu fie doar o slujbă divină, ci să fie o întâlnire ca și magii. Știți ce au făcut magii? S-au întâlnit cu Iisus. Și Biblia ne spune că atunci când au plecat, Dumnezeu li s-a descoperit. Închei spunându-vă următorul gând. Cine se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr, cine îl caută pe Dumnezeu cu responsabilitate și dintr-o motivație corectă, acelui om îi se va descoperi Dumnezeu. Nu trebuie să te temi că nu ai putere să renunți la țigări. Dumnezeu îți va da puterea necesară. Nu trebuie să te temi că nu știi ce să faci. Nu, Dumnezeu îți va spune ce să faci. Uitați-vă la oamenii aceștia. Acum și-au îndeplinit misiunea, steaua a apus, l-au găsit pe prunc, i s-au închinat, i-au adus daruri, misiune terminată. Nu! Dumnezeu li s-a descoperit. După ce și-au încheiat misiunea, s-a descoperit Dumnezeu și le-a spus ce urmează. Cu Dumnezeu nu se termină duminica. Cu Dumnezeu nu se termină la Paște și la Crăciun. Cu Dumnezeu este o viață, nu o zi, nu o sărbătoare. Cu Dumnezeu este o umblare în fiecare zi. În această seară aș vrea să vă chem pe toți la Domnul Iisus Hristos, care s-a întrupat în Ieslea Betleemului. Și să vă spun că nu sunteți decât niște oameni ca mine, predispuși la îmbolnăvire, la accidente și la moarte. Și toți vom ajunge în același loc, în ceea ce privește trupul. Dar Duhul de viață care este în noi va merge în cerul lui Dumnezeu dacă ne pocăim sau în iad dacă nu ne pocăim. Dumnezeu nu ne obligă să luăm o decizie, ci ne-a dat nouă responsabilitatea aceasta imensă să hotărâm ce facem cu viața noastră. Vreau să vă rog în încheiere să vă dați viața lui Iisus, să-L căutați cu seriozitate, să vă închinați Lui cu toată convingerea și să vă schimbați viața cu puterea pe care Dumnezeu vă dă pentru ca Dumnezeu să-și găsească plăcerea în căile noastre și în umbletele noastre. Vreau în seara aceasta să vă întreb, stimați prieteni, este Crăciun 2009, seara aceasta este cea mai potrivită ca să-ți dai viața Domnului. Și cândva, când ți se vor face copiii mari, dacă acum sunt mici, să le spui, știi când m-am împăcat eu cu Dumnezeu? În seara de Crăciun a anului 2009. Este o dată potrivită ca să-i dai Creatorului care te caută de atâta timp, să-i dai ce este al Lui, să-i dai viața. Spunea Iisus, dă-i cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu dă-i ce este al lui Dumnezeu. Inima care îți bate în piept, răsuflarea pe care o ai, existența de care te bucuri și pe care Dumnezeu nu a întrerupt-o, este a Lui. În seara aceasta ești invitat să te închini Lui cu viața ta, să-L primești în inimă pe Iisus, pe pruncul născut în Ieslea Betleemului, să faci din El Mântuitor, Domn și Profet. Și când vei pleca de aici,
Dumnezeu își asumă responsabilitatea să ți se descopere, să te învețe, să-ți dea putere și să te binecuvinteze. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia.